ei să-i prindem. Pe bolnavii care au nevoie de un transplant. Ei vin la noi. În cazul acesta, Arsenal a fost trimis de medicul nefrolog care îl supraveghea de mai mulți ani și a zis că... În fine, s-a întâmplat că a avut noroc. De-aia domnul vine numele Rinichiul. Rinichiul? Da. Pot să vă spun coordonatorul de transplant. Ieri seara, ieri noapte, s-au recoltat de la... Ieri noapte? Ieri dimineață de la Târgu Mureș. Patru rinichi. Și au fost transplantați în cursul după amiezii și nopții. Întrebări? Răspunsuri? Ce vârstă avea donatorul de? 23 de ani. Era bărbat? Da, până la 23 de ani. Știi ce s-a întâmplat cu el? S-a spăzurat. Ceea ce este sigur este că a murit. Da, vă gândeam. Asta e. De fapt, este și o anecdotă la chestia asta, pentru că tânărul ăsta, săracul, a jucat așa de mult la jocuri de noroc sau la cărți, la ce a jucat, încât a pierdut o sumă foarte mare de bani și după asta s-a sinucis. E bun, e un catigiu. Cancan. Da.